dimineața. Astăzi am fost programat, am venit, am primit a doua doză de vaccin împotriva COVID-19. În continuare vreau să încurajez pe toți să meargă să se vaccineze. Este singura modalitate să ne întoarcem la o viață cât de cât normală. Îi încurajez pe pedagogi, pe personalul din învățământ să se vaccineze, fiindcă avem nevoie să meargă copiii la școală, avem nevoie de o funcționalitate cât de cât, dacă nu se poate 100% pentru copii, și nu putem pierde acest an școlar. Nu sunt reacții adverse, nu există probleme legate de vaccin și sunt convins că cum trece timpul, oamenii și cei sceptici vor avea încredere în această modalitate de a ne proteja de această pandemie și sunt convins că peste câteva luni de zile în România cazurile vor fi atât de puține încât putem să ne întoarcem la o viață normală. Deci să aveți încredere în știință, să aveți încredere în medici și să aveți încredere în acest vaccin cel mai modern din istoria medicinii. Vă mulțumesc și spor la treabă. Domnule vicepremier, o întrebare, vă rog frumos. Bună ziua, Marganițu, Alef News. Declarați la investitura în Parlament că primul lucru care trebuie făcut este proiectul de buget, ca să știm pe ce ne bazăm anul acesta. UDMR este mulțumit de cum arată proiectul de buget? Ținta noastră este să avem un deficit de 7%, 7,1%. Este o țintă ambițioasă, curajoasă și în acest moment putem să ne încadrăm în această țintă. Sigur, acest lucru înseamnă că vor fi mai puține cheltuieli decât anul trecut. În ceea ce privește investițiile mari, investiții în domeniile esențiale, infrastructură, în primul rând, economie, în al doilea rând, atragerea investitorilor, sunt asigurate în 2021 și din PNRR sunt convins că multe, multe domenii vor avea finanțarea necesară, fiindcă e nevoie de o creștere economică. Atât se poate în 2021, fiindcă de la 10% să cobori la 7,1% este un efort. Cam astea sunt banii pe care putem distribui, cheltui în 2021, în așa fel încât nici salariile, nici pensiile, dar nici investițiile să nu fie oprite sau să nu aibă de suferit. Dacă s-ar fi putut mai mult, sunteți și dumneavoastră convinse, sunt și eu convins că s-ar fi făcut mai mult. Dar în acest moment, asta este bugetul și așa cum s-a repartizat, nu este încă un proiect finalizat 100%. Lucrurile stau bine și sunt convins că în acest an putem dezvolta România. S-a rezolvat colaborarea instituțională la Cluj între prefectură și Consiliul Județean după nemulțumirea domnului Alin Tișe? Este o treabă a Partidului Național Liberal, noi nu avem niciun conflict cu PNL-ul la nivel local, nici la nivel central. Mulțumesc! Și eu, la revedere! O întrebare aș avea și eu, dacă se poate. Fostul ministru al muncii a publicat ieri o listă cu sporurile care se regăsesc în momentul de față pentru bugetari. Voiam să vă întreb dacă ați văzut această listă, câte dintre acestea vi se par într-adevăr justificate și dacă luați în calcul ca de anul viitor să se regăsească toate aceste sporuri sau nu în veniturile bugetarilor. Nu am văzut această listă, dar în mare știu, sunt convins că sunt și sporuri de care încă nu am aflat. În 2021 aceste sporuri rămân în interiorul salariului, în interiorul venitului lunar. Vom face în 2021 o analiză a tuturor sporurilor și o modificare a legii salarizării urmează să fie făcută. Până când nu vedem și nu discutăm în guvern, în coaliție, mai mult nu pot să vă spun, dar există un spor, acum mi-am adus aminte, de risc când lucrez la calculator. Nu cred că este un spor care trebuie păstrat în continuare, fiindcă toată lumea lucrează la calculator. În secolul 21 să spui că este un risc să lucrezi la calculator, atunci aruncă și telefonul mobil
în la gunoi și să nu mai deschizi calculatorul. Deci nu se poate. Nu cred că există un astfel de risc și trebuie un astfel de spor. Am spus un singur spor, dar sigur analiza urmează să facem în cursul anului 2021. În 2021, așa cum am promis, salariile nu vor fi mai mici, veniturile lunare nu vor fi mai mici în sectorul bugetar. Vor fi exact la nivelul anului 2020, luna decembrie. Guvernul adoptă astăzi, ar trebui să adopte o ordonanță cu mai multe măsuri care să permită să fie închis bugetul pentru anul 2021. Este gata acest act? Are toate avizele? După câte știu eu, astăzi va intra pe ședința, pe ordinea de zi a ședinței și dacă intră, înseamnă că are toate avizele. Ne puteți preciza câteva dintre măsurile luate pentru a ține sub control deficitul? În primul rând, cheltuielile nu trebuie să fie mai mari decât putem să permitem. Și am discutat în coaliție, dar acest lucru sigur vom mai discuta în continuare când legea ajunge în proiectul de lege în Parlament, să scoatem vocerele de vacanță pentru 2021. Este o singură măsură care înseamnă peste 1 miliard 700 de milioane de lei. În acest moment, vocerele din 2020 și o parte din 2019 sunt în buzunarele oamenilor, pot fi folosite în 2021. Și am spus doar o singură măsură prin care putem reduce cheltuielile în 2021. Vor fi și restructurări în administrația centrală, vor fi măsuri pe parcursul anului, dar ceea ce vom discuta astăzi în ședința de guvern, veți afla detaliile după ședința de guvern. UDMR va susține eliminarea pensiilor speciale și a pensiilor, în special pentru parlamentari și pentru primari, pentru că ieri Partidul Social Democrat a depus un proiect în Parlament în acest sens. Nu există în special pentru parlamentari și în special pentru alții. Ori eliminăm toate pensiile, fiindcă toți suntem egali, ori nu eliminăm nimic. Deci noi suntem pentru a elimina toate pensiile speciale. Însă pentru magistrați sunt acele decizii ale CCR-ului. Deci ori eliminăm toate pensiile, fiindcă există decizia Curții Constituționale pentru mai multe categorii, ori stabilim un plafon pentru toate pensiile speciale, ori ne batem joc de noi înșine și de banii publici. Vă mulțumesc!